Polițiștii de frontieră, marinari care supraveghează și controlează frontiera de stat a țării, lucrează 12 ore, după care au 24 de ore libere. Cum în ultimele nopți, temperaturile au ajuns la minus 15 grade pe Dunăre, munca lor a fost foarte dificilă. Cum a fost noaptea trecută? Noaptea trecută echipajul mi-a raportat că a fost foarte frig, pârâmele au înghețat, geamurile au înghețat datorită condensului și a valurilor și au avut probleme privind vizibilitatea, rezolvându-le prin ștergerea geamurilor și cu aparatele de navigație aflate la bord. Și circulația pe Dunăre are pericolele ei atunci când este ger. Pe fluviu apar uneori sloiuri de gheață sau bucăți de lemn aduse de apă și care pot afecta embarcațiunile la impact. Este destul de greu de lucrat pe timpul iernii, în special pe embarcații care sunt construite din fibre de sticlă și plastic. Îndeosebi pentru faptul că apa care sare la valuri sau la curenții de apă, pe punte îngheață instantaneu, iar echipajul se descurcă destul de greu în ceea ce privește mobilitatea lui pentru executarea misiunilor. La frontiera mehedințeană, peste 100 de polițiști desfășoară operațiuni de supraveghere și control pe Dunăre. Pe fluviu nu este ca pe șosea, pe fluviu sunt mult mai multe pericole, este foarte frig, temperatura e cu aproximativ 3-4 grade sub minus și dacă azi noapte au fost minus 8 grade în drobeta Turnul Severin, pe Dunăre a fost minus 13, minus 15 grade de, în funcție de locul de desfășurare a misiunii, sunt curenți puternici, este ceață, este navigație și atenția trebuie foarte sporită. Munca polițiștilor de frontieră mehedințeni se va desfășura în condiții mai bune după ce temperaturile în termometre vor mai crește.